Voi începe așadar prin a mulțumi actorilor români care ne onorează și prilejuiesc momente extraordinare în studiourile noastre de teatru radiofonic. Ei sunt cei alături de care reușim să ne bucurăm de magia extraordinară acestei arte formidabile. Mulțumim tuturor încă o dată. De aceea ne-am propus, Radio România și-a propus, să ofere anual premii pentru cea mai bună interpretare masculină, feminină și pentru debut acestor minunați actori. I would start by thanking all Romanian actors that work with us in the studios of Radio Romania and make possible this magic of art, which is theater. Voi începe prin a oferi premiul pentru debut, premiul intitulat Ilinca Tomoroveanu, în memoria acestei mari actrițe a Teatrului Național din București. Așadar, premiul de debut pentru stagiunea 2021 se acordă domnului Mihai Rădulea pentru rolul Tudor Vladimirescu din spectacolul Cazul Tudor Vladimirescu, scenariul și regia artistică Gavril Pinte. Nu vă grăbiți cu aplauzele pentru că va trebui să și traducă în engleză. I will start by announcing the first prize, the debut prize, goes to Mihai Rădulea for his role Tudor Vladimirescu in the play Cazul, the case, mm-hmm. Tudor Vladimirescu. Directed by Gabriel Pinte, my colleague. So, Mihai Rădulea, te rog, urcați. Aplauze de asemenea. Permiteți-mi să salut foarte impresionat de faptul că o foarte bună parte din colegii săi, cei de la Teatru din Târgu Jiu, sunt aici alături de noi. Vă mulțumim, suntem onorați. We are impressed by the fact that a great part of his colleagues from the Târgu Jiu Theater are here with us today. Mihai Rădulea. Mulțumesc mult. Felicitări. Mulțumesc. Bănuiesc că trebuie să și spun ceva. Dacă vrei. Da, mi-aș dori. Stăteam și mă gândeam de când am aflat vestea de la domnul Gavril Pinte, ce aș putea spune. Și Iani, colegul meu, Iani Grbaciu, care e consultantul nostru artistic, mi-a spus că nu e nevoie de nimic. Nu e nevoie să-mi gândesc un discurs. I was thinking what I could say, I should say something, and ever since I heard about the prize, together with my colleague Gavril Pinte, we agreed that there is nothing to say. Ar trebui să spunem lucrurile din inimă, din suflet. We should say things from our heart, from our soul. Și mi-am dat seama că premiul acesta nu l-am câștigat doar eu. This prize, it's not only me that I won. L-a câștigat o echipă, de fapt. It is a team behind. Și prin asta vreau să-i mulțumesc lui Cosmin Brehuță, domnului director. By this I would like to thank Mr. Cosmin Brehuță, the director of the theater. Lui Iani Grbaciu, care ne-a susținut și ne-a antrenat tot timpul din afara spectacolului. Iani Grbaciu for supporting and sustaining us from outside the show. Domnului Gavril Pinte, care mi-a confirmat de fapt că regizorul e și un prieten. Gavril Pinte for confirming me that the director is also a friend. Și un mentor, bineînțeles. And a mentor, of course. Și colegilor. And my colleagues. Iar asta înseamnă de fapt că noi în momentul de față la Târgu Jiu am primit o confirmare. And this means that we in Târgu Jiu we received a confirmation. Și pentru asta ne vă mulțumim. And for this we thank you very much. E momentul acum să aducem omagiul nostru celor de la Teatrul Național Radiofonic pentru doi coloși ai teatrului românesc, doi mari actori ai scenei românești care ne onorează venind în studiourile Teatrului Național Radiofonic.
It is time for us now to bring homage to two great actors, Romanian actors, who honor us in by coming in the studios of Radio Romania. Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină, domnul Emil Boroghină, pentru spectacolul Divina Comedie de Dante Alighieri, în regie artistică a lui Gabriel Pinte. Maestre. The Male Actor Award goes to Emil Boroghină for the theater play Divina Comedie by Dante Alighieri, directed by Gabriel Pinte. O să vi se pare ciudat ce am să spun. Am primit în ultimii 30 de ani nenumărate premii pentru directorat artistic, pentru Direcția Teatrului Național Craiova, pentru Direcția Festivalului Shakespeare, pentru fondarea Teatrului Poesis și premii naționale și internaționale. It will maybe seem odd to you what I will say, but in the last 30 years I have received many awards for directing, for artistic direction, for the directorship of the theater in Craiova and Shakespeare Festival. Dar pentru mine acest premiu este extrem, extrem de important, la fel de important ca și titlul de doctor honoris causa al Universității Naționale, al universității pe care am absolvit-o, și titlul de cetățean de onoare al Craiovei, pentru că este singurul premiu profesional pe care îl primesc pe parcursul ultimilor 30 de ani. But for me, this award goes at the same level with the title of Doctor Honoris Causa of the university I graduated from, and with that of the honorary citizen of Craiova, because this is a professional, one of the few professional awards I received in my 30-year career. Tăria de a renunța la a juca și a pune în scenă pe perioada directoratului meu este acum răsplătită de acest premiu. Și de aceea sunt foarte, foarte emoționat pentru el. The strength to give away acting during my career as a director of the theater has been now rewarded. This is why I am extremely thrilled by this award. Trebuie să mulțumesc minunate echipe a Teatrului Național de Televiziune, de radiodifuziune, radiofonic. Am realizat cu ei în ultimii 5 ani 4 spectacole, pentru mine extrem, extrem de importante, pentru că au fost inspirate de Ovidiu, prezentat cu ocazia împlinirii de 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu la Pontul Euxin, apoi Mihai Eminescu cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naștere, Divina Comedia în 2021 cu ocazia împlinirii a 700 de ani de la moartea lui Dante la Ravenna, și de curând am realizat cu această minunată echipă Shakespeare, Lumea e un teatru, noi suntem actorii, prezentat în cadrul ultimei ediții a Festivalului Shakespeare. I would like to thank the wonderful team of Radio Romania's National Radio Theater, together with whom in the past five years we made together 4 great radio shows, and they are a radio play inspired by Ovidiu, then by Mihai Eminescu, Divina Comedia and Shakespeare. Pot spune că datorită Radiodifuziunii Române, Teatrului Național Radiofonic, am trăit o a doua tinerețe artistică. Thanks, I could say that thanks to Radio Romania's radio theater, I had the opportunity to live a second artistic youth. Cu speranța că nu voi omite pe cineva, dați-mi voie să mulțumesc înainte de toate extraordinarei echipe de, să spun într-un fel, tehnice, cu doamna Milica Crăinicianu, cu doamna Felicia Prundea, doamna
Mirela Georgescu, doamna Magda Duțu, coordonatoarea proiectului. Bineînțeles să mulțumesc înainte de toate domnului Gavril Pinte și celui care a avizat cele patru imprimări, domnul Attila Wiesauer, să mulțumesc celor doi însoțitori ai recitalului, Felicia Pinte și Marius Bodochi, și dați-mi voie să mulțumesc și celor cu care am pornit la drum în realizarea pe scenă a acestor recitaluri, directorul Teatrului Național din Craiova, Alexandru Boreanu, și director artistic Vlad Răgulescu, și doamnei Marinela Țepuș, directoarea, fosta directoarea Teatrului Notara, dar și colegii mele aici în sală, Alina Hiristea, cu care am alcătuit recitalurile, de? Și care m-a însoțit în această mare aventură a mea începută la 77 de ani, de? Și încheiată într-un fel cu acest ultim recital Shakespeare la 82 de ani. Vă mulțumesc și să sperăm că vom mai avea posibilitatea să colaborăm și pentru realizarea altor recitaluri poetice. Vă mulțumesc. I would like to thank the technical team of the of Radio Romania's National Theater, also the director of Craiova Theater, Attila Wiesauer, and my colleague Alina Hiristea. Permiteți-mi să mai adaug faptul că recitalul Ovidiu, poetul de la Pontul Euxin, a fost, i s-a acordat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic de către UNITER. Also, I would like to add that the Ovidiu recital was awarded with the UNITER award. The Theater Union of Romania. Și acum este momentul să oferim premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, doamnei Coca Blos, pentru rolul doamna Schettaler în spectacolul Langholzfeld de Andreas Jungwirth, aici de față, în regie artistică a lui Mihnea Chelaru, tot aici de față. Allow me now to award the prize for the best female. The prize for the best actress to Coca Blos for the female role in Langholzfeld by Andreas Jungwirth. Era nu vă țin mult. I won't keep you long. Timpul e foarte, foarte important. Time is very important. Era o cutiuță neagră. There was de culoare neagră. Box. Micuță. Small. Ușoară. Light. Puteai să o plimbi dintr-o parte într-alta. You could move it from a place to another. O manetă stânga-dreapta, închis-deschis. From left to right. Și care scotea sunete. Which would adică vorbea, was making some sounds. Adică was speaking. Ea cânta. Singing. Și tot timpul mă întrebam. And I was always asking myself. Cum face lucrul acesta ca și fi vrut și eu să fiu în locul ei. How sau în ea. Could it era vorba like that? De difuzor, nu de radio. Eram într-un spațiu unde trebuia să stau cu părinții mei în oareșcare timp și nu aveam radio, aveam un difuzor pe care îl primiseră. It was a loudspeaker, not a radio. Ei bine, I was with my parents această cutiuță, that box, mi-a făcut m-a trimis într-o lume paralelă, sent me to a parallel cu copilăria world mea. Eram copilă. Și acolo am descoperit o magie care se chema mai târziu teatru. Am văzut teatru theater foarte târziu. I saw theater very nu late. Gândeam că o să ajung actriță. Nici I prin could not imagine I would become an actress. Am făcut cu totul și cu totul altă facultate.
Initially I'm from a different university. Dar această cutiuță m-a urmărit de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. But this small box followed me during years. I'm bearing it within myself. Mari actori lângă care eu am jucat, aveam să joc, îi purtam în inimă, fără să știu, din cauza vocilor pe care le-am auzit. The great actors vorbește de vocile pe care el le auzea în, când se gândea să scrie. And the big actors with whom I was to play later, atunci, sigur, I bear them in my heart for their voice. Regizori artistici, regizori de studio, regizori muzicali, regizori tehnici, dar eu închipuiam că și ei sunt personaje cum auzeam că sunt personaje. Music directors, technical directors, and I imagined they were also characters in this radio place. Doamna Olga Tudorache, pe care aveam în timp să o văd, așa mi-am închipuit-o copil fiind, cum arăta. Nu mai vorbesc this de interpretare și de prietenia care m-a bucurat și sper că a fost, adică a fost reciproc. După aceea, când mi-a explicat și mama și tata că regizorii, artiștii sunt... am o defecțiune tehnică, îmi cer scuze, și n-am vrut să intru în reparație, am vrut să onorez acest acest cadru. Ei bine, țin minte, aici nu e, unde e Jana? Acolo. Mihai Zira, ți-am spus, îl știam. Mihai Zira, Elena Negreanu, da, Ion Vova, da, Cristi Munteanu, Leonard Popovici, aici Vasile Manta cu George Marcu, Constantin Dinischiotu, cu unii am lucrat, cu unii nu am lucrat, dar țin neapărat să-i amintesc, pentru că dumnealor au făcut parte, chiar dacă nu am jucat la dumnealor sau dacă nu m-au chemat, au făcut parte din viața mea, dar și din viața dumneavoastră. My life, formând dumneavoastră o familie. Radio theater and the family și atunci, of radio theater. Consider că dânsi făcând parte din viața mea, din copilăria being mea, nu adolescența mea, ci când am intrat în teatru, trebuie să-i amintesc și eu și Ipa Arghir și Silviu Jigman, da, Titel Constantinescu, dar vreau să-i spun și pe regizorii de studio, Crânguța Manea, îi spuneam Crânguța Manea, spuneam Constantin Botez, Rodica Leu, pe care am cunoscut-o, Ion Prodan, pe care am cunoscut și Nicolae Păsculescu și regizor muzical. And musical directors? Romeo Ochelaru. Eu îi spuneam Romeo Ochelaru. Ca să aflu cu câteva luni în urmă, dați-vă seama, numai luni, că de fapt era Romeo Ochelaru, datorită lui Mihnea Ochelaru. A few și months ago, I realized he was called Romeo Ochelaru, not Ochelaru, as I thought. Pe tatăl l-am purtat în suflet. Și îți mulțumesc că m-ai chemat, e singurul Mihnea rol principal pe care l-am jucat, nu numai la radio, main, dar și în teatru. This is the only main trebuie să existe role și soldați, not only in radio, but general. Also in theater in general. Eu am făcut parte dintre soldați. I was a part of the soldiers. Timo Alexandrescu, Nicolae Nagoe și regizor tehnic George Buican, n-am știut, eu am crezut că e regizor. George Buican, Tatiana Andreicic, la fel, Andrei Sireteanu, da, și Vasile Manta. Ce pot eu să spun decât că am port cu mine primele piese, Nila Toboșara a fost prima piesă, Orologiu Kremlinului, Gheorghe Leacu, care juca pe Lenin, Ionescu John, da, sigur, myself, și pe cei place, mari, Grigore Vasiliu Birlic, pe toți îi amintesc. Eu vă mulțumesc celor care sunteți copii. Thank you for being children. Mulțumesc, Mihnea. Thank you, mulțumesc. Mihnea. Mulțumesc că
regizului Pinte și cu tuturor cu care am lucrat și doamnelor cu care am lucrat curând. Și ție, Violeta, că mi-ai, da, Violeta Berbiu, care mi-a fost colegă la Satul Mare. Asta am vrut să vă spun, dacă v-am reținut, iertați. Dar am vrut să spun de cuțipuța neagră, cuțipuța aia mică, to say something about that black and small box. But I looked for it in old bookstores everywhere. Îmi pare foarte rău. And I'm sorry for that. Să rămâneți o familie, să fiți sănătoși și să aveți împliniri. Be a family, stay healthy and have many accomplishments. Impresionant discursul de la acești doi mari actori ai României, care își aduc aminte atât de bine, cu acuratețe, de numele importante ale istoriei Teatrului Național Radiofonic. Impressive speeches from these two Romanian great actors who so much recall of the history of the Romanian theater. And now is the moment for the Grand Prix Nova Awards. Please let invite here the two jury coordinators, Retot and Andreas Jungwirth. And it's your time. Este momentul pentru decernarea premiilor Grand Prix Nova. Invit aici pe cei doi coordonatori ai juriului, Reto Ott și Andreas Jungwirth. And thanks you again for your work. Oana, well, and good luck. Thank you. How to start? Perhaps just from our side too, to thank you all for coming here, all the participants. As you may know, in this year, in this 10th birthday edition of Grand Prix Nova, it was the first time that we have an open jury. So everyone present here and presenting a work of its own was in the same time member of a jury giving points to the other productions. So at the end, and at the end of the day, we had very intense and interesting discussions about every work presented and about questions of audio drama making in general. And now the result of this very inspiring week is now who is going to be have a prize in three different categories. We know it, so we will tell you. You start? I start, yes. We start with the first category, which is short forms. So short dramas, radio pieces, not longer than 10 minutes. An old guy, a young guy, and a car to be fixed. A scene in direct language about customers' expectancies, professional values, and the non-dialogue between generations. An everyday scene full of life with gorgeous character voices. Third prize in short forms is attributed to PR, How to Deal with Costumers. A production of Radio Romania, written by Emma Sterry and directed by Michina Kilau. E greu. Oh God, it's very heavy. First of all, I want to thank you all for being here and make this festival great. After 2 years of pandemic times when we was online, we were hungry to meet again and speak about our passion, which is radio drama. So thanks again for this prize. Michel? Come to silver, an outstanding work of radio art.
It explores the relation between words and sounds by giving them their appropriate space in the listening experience. In succession of John Cage, the way of equally treating voices, noises, and sounds, it let us feel a room where different waves and the breath of life meet. The silver trophy in the short form category goes to Forever a Room, a production by Johannes Sistermans for the Hessische Rundfunk Germany. Please, Johannes. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. It's really heavy. Yeah, it's really heavy. That's a real surprise after this week, and I have another surprise for you. What is really very, very radiophonic. Now you see me speaking, but you don't hear me speaking. You have never heard my voice today. You hear my voice transmitted to the two loudspeakers. This is not my voice. This is the transmission of my voice. And the next miracle thing is, you do not hear the loudspeakers. The sound of the loudspeakers is your eardrum resonating. So actually, we are very close in terms of sound and resonance. Thank you very much. Big surprise. A delightful listening experience, combining real animal sounds with real instrument colors. The result is a cultural interpretation of our relation with nature. In just a few seconds, a whole musical zoo scrolls through our ears, a funny and inspiring discovery. The winner in the short form category is Animal Farm, a production by Stefano Cianotti from Italy for Deutschland Radio Kultur Germany. Congratulations. Sorry, I'm very moved. Take that trophy first and congratulations. What to say? Thank you. It's a great experience to be with all of you, to exchange the words, to exchange our experiences. Really amazing this week. I cannot say anything more. Thank you really so much with all my heart. So we came to the next category, binaural productions. We start with bronze or blue, no. A thriller story developed as an acoustic movie in five parts, aimed at a young audience and demonstrates the power of immersive binaural sound. Following the story of a toxic relationship, the listener's attention is directly opposed to the uneasy parts of life. Third place in the binaural category for Uneasy, a podcast series from Czech Radio, written by Klára Vlasáková, directed by Natalia Deáková, and produced by Katarína Ratauská. Please. Thank you very much. I really didn't expect anything after discussion on Tuesday. But so thank you so much. I would like to dedicate this prize to our Norwegian colleague Matthias Kalmeier, who passed away last year, because last time I got a prize in binaural category, which was a few years ago, he gave it to me right on this stage. Thank you. An extremely powerful live performance in binaural drama.
a breathtaking one-man show combining dramaturgy, music, and the atmosphere of the flower power generation. A cultural journey through the life and death of an icon of rock music, Jim Morrison. Second place in the binaural category. Like a Dog Without a Bone, a production of RSA Switzerland, written and directed by Flavio Stropini. Thank you very much. Grazie. I'm very honored. I don't speak very long. I'm very honored also to listen all the drama for in this week and not in order. Oh, no, order is that we say rock and roll never die, but about radio drama never die. Thank you. So. We come to gold, a rarely treated social topic, narrated in a poetic and musical way. A working class son telling the story of his father, struggling for a decent existence in the early 80s. The constant flow of immersive sound keep us captive in a dark universe narrated in a brilliant combination of poetry and music. The gold trophy goes to? Of Mud and Steel, Beware the Angry Deer, a production of Le Collectif Wow from Belgium, written, composed, and produced by Florent Barra and Sébastien Schmitz. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Wow, thank you very much. I'm also very moved. Okay, this prize goes to our friends and members of the Collectif Wow, Émilie Pranoff, Amélie Lemonnier. Wow, I'm very moved. Sorry. And Michel Bistranowski and Arthur, Michele, Baptiste, Tom, the actors of this drama. And a long live independent radio making, because we had this discussion. And we're here, and we need some help from the big institutions, so help us. Thank you. Thank you all. Thank you. Have some tension before we start with the last category, long forms, single plays. It is time again to talk about deportation and the Holocaust. But how? This carefully made original radio drama does it bravely from a child's perspective. In a subtle composition of fairy tale motifs, ghost-like voices and assorted sounds, it keeps the memory alive. The bronze trophy in long-form drama goes to What Can You See Tonight? A production des Österreichischen Rundfunk Austria, written by Ludwig Fels, sound engineer, producer and director Stefan Weber. Gratuliere. So, as you can see, completely unexpected. I don't have anything to put it in it and overhand. And thank you very much. It was a great pleasure. And yeah, hope to see you again. Thank you very much. Silva. A scenery in the French Alps. An artist getting lost in nostalgia, a robot assisting him in his failing art, a female soldier not capable to count, an
employee in the point of committing suicide. The topic of loneliness in a business world told with fine humor evokes surrealistic pictures of the human disconnection. The Silver Award goes to Night Falls Without a Warning. A production of M.R. Scène Nationale du Pays de Montbéliard, France, written by Jean Le Pelletier and directed by Christophe Roux. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you very much. What can I say? I'm moved. I'd like to thank a lot for all of you being here and for this happening. And I want to share this prize with Jean Le Pelletier, who wrote the script, who played in it, and who let me do whatever I wanted with his text and voice, and all the team, because nothing would have been possible without the team and the production. We don't work alone, never. And also, I'm happy for that, because in fact, we are independent. It's not easy, and we need support, and this is a nice support. Thank you very much to all of you. The last one, Reto, please. More than 2,500 years of humanity told in less than an hour. The portrait of an insatiable imperator. A fast-paced narration of constant war, fight for power, heroes and victims, told from a female perspective. Six actors perform more than 50 characters and question the power of art to create mythologies. The result is highly entertaining and extremely relevant in times of new territorial claims. The Gold Award is attributed to Xerxes, a production of Hessischer Rundfunk, Germany, with the Österreichischen Rundfunk Austria, written by Magda Wojcuk, composer and director Peter Keitzer. Thank you very much to the college, to the colleagues during these 5 days. And what to say, it's the, you make things like that because you want people to listen to it and to like it and to think it over. And it's the best prize. And I'm sure I can give you, I didn't know, of course, and didn't talk to her, but I give you the best greetings from the author, Magda Wojcuk. Thank you very much. So, that was 2022 edition of Grand Prix Nova, thank you very much. It was wonderful. We will organize another edition, maybe, in 2023, and we wait you to come and to be together in this wonderful universe of radio drama. Thank you very much.